Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la rubrica 5 minute de folclor. În cadrul rubricii de astăzi, voi aduce în atenția dumneavoastră cel de-al treilea element înscris din partea României în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. În urma unor discuții din 2012, reprezentanții Comitetului Interguvernamental de Protejare a Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO au decis că ceramica de Horezu întrunește calitățile pentru a fi inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial. Potrivit site-ului UNESCO, confecționarea ceramicii de Horezu este un meșteșug tradițional unic, practicat atât de bărbați cât și de femei din partea de nord a județului Vâlcea, procesul de fabricație fiind divizat. Astfel, potrivit descrierii prezentate de UNESCO, bărbații sunt cei care se ocupă cu extragerea lutului, care este ulterior curățat, porționat și udat, frământat, tescuit și amestecat, devenind astfel materia primă cleioasă, din care sunt confecționate celebrele vase roșiatice de Horezu. Femeile sunt acelea care decorează obiectele folosind tehnici și instrumente specifice cu care desenează modele tradiționale. Îndemânarea și talentul de a combina formele și culorile definesc personalitatea și unicitatea acestui tip de ceramică. Culorile sunt vii și variază de la maro închis, roșu, verde și albastru, până la celebrul ivoriu de Horezu. Principalele simboluri folosite în ornamentarea ceramicii horezene sunt inspirate din flora și fauna din împrejurimi, precum cocoșul de Hurez, bradul, șarpele, ghioceii, frunza, soarele, steaua, spicul, spirala dublă, pomul vieții sau coada de păun. Cocoșul, figura emblematică a centrului ceramic, are semnificații ritualice vechi, îndeplinind o funcție de avertisment și anume de a proteja de necunoscut și de a asigura biruință luminii asupra întunericului. Fiind în multe epoci singurul vestitor al zilei și îndemnându-i pe oameni să înceapă cu voioșie ziua, a devenit și un simbol al măsurării timpului. Anunțând victoria soarelui, alungă forțele ostile omului. Simbolizând totodată vigilența și mândria, pe ceramică apare în diverse ipostaze, înfoiat, colorat, mândru, etc. și ocupă spațiul central pe fundul vasului, deci are rolul principal în structura decorului. Când mai mulți sunt dispuși circular, se spune că au făcut hora cocoșilor. Ceramica mai prezintă totuși și alte motive în afară de cele zoomorfe și anume vegetale, adică ciorchini, frunze, trifoi care simbolizează norocul, vrejuri, brăduți care simbolizează nemurirea sau bobocii de trandafir, spicul de grâu care simbolizează prosperitatea sau geometrice, soluțiile plastice adoptate de meșterii din zona Horezu care sunt bazate pe repetiție, alternanță și simetrie, cercuri, spirale, linii concentrice. Caracteristica principală a ornamenticii geometrice a Horezului o constituie îmbunătățirea elementelor simple, puncte, linii, constatându-se preferința accentuată pentru linii curbe. Elementele geometrice folosite ca motive decorative sunt puncte cu variante ce decurg din tehnica executării, picături scurse și virgule, linii scurte paralele, fie drepte, fie ondulate. În acest din urmă caz apare altița, cercuri spirale, zigzacuri, care sunt întrerupte sau continue, semicercuri, asemănătoare unor arcade de mici dimensiuni, uneori așezate separat unele de altele, alteori legate, fie alături, fie suprapuse. Linii ondulate așezate cel mai des pe gura vasului. Mai pot apărea motive tradiționale brâncovenești, spirala care simbolizează vârtejul vieții, ornamente cosmoforme precum steaua și soarele, coada de păun, șarpele casei sau pomul vieții. Sunt două moduri de grupare a motivelor specifice de altfel ceramicii românești, compoziția circulară și compoziția radială. În prima categorie, motivele sunt dispuse în cercuri concentrice, pornind din preajma unui punct central așezat pe fundul vasului. În a doua categorie se grupează forma unei stele.
Astfel, potrivit UNESCO, tehnicile, arta și cunoștințele asociate ceramicii de Horezu sunt marcări simbolici pentru identitatea comunității din Horezu și Olari. Înscrierea meșteșugului ceramicii de Horezu în lista reprezentativă a UNESCO ar putea contribui la cooperarea cu alți meșteșugari din alte zone în scopul promovării respectului pentru diversitatea culturală și creativitatea umană. Măsurile propuse pentru creșterea promovării, cercetării și transmiterii meșteșugului demonstrează angajamentul diferitelor asociații de meșteșugari și autorități locale pentru păstrarea acestei competențe. Olarii din Horezu și autoritățile locale participante la procesul de nominalizare și-au dat acordul pentru o informare gratuită, prioritară și completă în vederea înscrierii acestui element în patrimoniul UNESCO. Meșteșugul ceramicii de Horezu este inclus în moștenirea culturală intangibilă a României, aflată sub autoritatea Comisiei Naționale pentru Patrimoniul Cultural Imaterial, iar cei ce îl promovează și îl practică au oferit informații pe toată durata pregătirilor.